Problemele la sistemul de evacuare a apelor uzate de la Spitalul Grecescu, în care funcționează cele două secții externe ale Spitalului Județean, au fost semnalate de angajații unității reprezentanților operatorului de apă și canal. Echipa noastră de intervenție a primit o solicitare din partea Spitalului Grecescu pentru desfundarea unui cămin de canalizare care fusese înfundat în prealabil cu balast și anumite materiale de construcție în urma unor lucrări. În cursul zilei de astăzi, echipele noastre s-au deplasat acolo și au rezolvat problema în timp util. A refulat canalizarea în interiorul spitalului? Da, refulat din cauza că era înfundat, refulat canalizarea în incintă și atunci trebuia rezolvată problema cât mai curând. Problema canalizării care a refulat la spital a fost remediată pe moment, dar rămâne stringentă reabilitarea secției de boli contagioase. Acolo aparținătorii spun că pacienții cu greu se pot trata din cauza mizeriei. Mizerie, uma să vai de maică. Și o bolanță, zici că nici în filme e de groază, nu vezi așa ceva, mai ales că omul vine să se facă bine, nu? De aceea e un spital. Sunt doctor bun, nu știu, ne-au băgat în seamă, n-am ce să zic. Dar ce e înăuntru e dezastru. În baie? Nici nu m-am uitat, decât am deschis un pic și scrie acolo, închideți ușa, pentru că... Cum să mai zice, domnișoară, o chestie, să răsim... Intri și nu se închide. Lasă de doriți și ești acolo. În spitalele astea. Vă rog să mă credeți că n-am stat 5 minute, i-am ieșit afară. Eu o fire mai bolnăvicioasă și mi-a fost frică că mă îmbolnăvesc de ție acolo. Are soacră mea un mobilier de... e numai rugină, o noptieră, cu sertarele alea, cum era odată. Numai rugină, am luat niște... pe masa aia am pus niște prosoape de bucătărie, așa, hârtie, ca să pot să-i pun rugină, să mănânce. Mi-e scârbă, mi-e frică să-i pun farfuria pe masă, mi-e frică să-i pun... am învălit totul în plase pentru că nu se poate lăsa nimic. Clădirea secției de boli contagioase este una dintre cele mai vechi din Drobeta Turnul Severin, fiind construită înaintea celui de-al doilea război mondial. Reprezentanții Spitalului Județean spun că se cheltuie foarte mulți bani pentru întreținerea imobilului pentru deratizare și curățenie. La Spitalul Grecescu sunt probleme cu rețeaua de apă, cu rețeaua de canalizare, de fapt. Și, mă rog, sunt o serie de defecțiuni pe care SECOM-ul este în curs de a le remedia, dar problema acelei clădiri este, de fapt, problema a, să spunem, trei sferturi din Spitalul Județean, din Turnul Severin, și anume este vorba de clădiri vechi, degradate 75-80%, care trebuie să intre în reabilitări, în care înghit bani peste bani, din cauza că nu există, eu știu, posibilitate financiară să construiască unele noi. În fond, după mine, cred că mult mai ieftin și mai rentabil este să construiești o secție, o clădire nouă pentru două secții, decât să le repar pe cele vechi. Clădirile sunt de după al doilea război mondial, pare mi se. Chiar clădirea de la boli infecțioase este înainte, e odată cu Spitalul Grecescu. Cea mai bună soluție ar fi construirea unui nou corp de clădire pentru secția de boli contagioase, nici de cum reabilitarea celei existente. Cum economia județului nu stă deloc pe roze, e greu de crezut că se poate realiza un astfel de obiectiv.